A luat start maratonul ecologizării în Geoparc Platoul Mehedinți. Proiectul a început în Comuna Ponoarele cu acțiunea Facem Ponoarele Boboc. Întrucât această zonă a județului are un puternic impact turistic, pentru început a fost curățat lacul Zăton, o mândrie pentru mehedințeni, fiind cel mai mare lac karstic din România. Aici toate peturile și deșeurile de pe margine au fost adunate. Conștientizând cât de important este să trăim într-un mediu curat, la această acțiune s-au alăturat inclusiv turiști ce se aflau în zonă. Norocoși nu sunt doar ponoreni. Proiectul Maratonul Ecologizării va continua în perioada următoare în toate cele 17 comune de pe raza Geoparc, Platoul Mehedinți. În acest weekend, lacul Zăton, un obiectiv turistic al județului Mehedinți, situat chiar lângă podul lui Dumnezeu, un monument natural unic în Europa, a fost curățat de către zeci de tineri voluntari. Ba mai mult de atât, la acțiune s-au alăturat inclusiv turiști ce se aflau cazați în zonă. Familia Bogdan, de exemplu, a venit special de la Craiova pentru a participa la strângerea de peturi și resturi menajere din zona lacului Zăton. Din Craiova. Am venit în vizită cu familia la Conacul Boierului. Am aflat această acțiune pentru ecologizarea zonei și participăm cu drag, pentru că este normal ca și noi, da, chiar dacă suntem în vizită în Comuna Ponoarele, la Conacul Boierului, să participăm. Ce se pare Este una dintre comunele cele mai frumoase ale României, ale țării noastre. Toată lumea trebuie să înțeleagă să nu mai arunce, mai ales în această zonă, printre brazi, printre pomi, să arunce gunoaie. Da? Fiecare trebuie să fie conștient să chiar dacă a făcut un grătar, da, a participat la o acțiune, trebuie să strângă gunoaiele, pentru că așa este normal. Inițiatorii proiectului Maratonul de Ecologizare au fost rangerii de la Geoparc Platoul Mehedinți, cărora li s-au alăturat și reprezentanții asociației Mod of Life. Acest maraton este prima acțiune de ecologizare de mare amploare din Mehedinți, menită să implice la un loc cetățeni, instituții publice, chiar și ONG-uri, astfel încât zona de munte a județului nostru să fie complet igienizată. La inițiativa primarului Comunei Ponoarele, domnul Georgică Pătrașcu, și la începutul proiectului Maratonul Ecologizării în Geoparc Platou Mehedinți, inițiat de echipa Geoparc Platou Mehedinți, astăzi am început ecologizarea în Comuna Ponoarele, punctul zero, să-i spunem așa, al turismului din Geoparc Platou Mehedinți. Ne aflăm într-un loc mirific, o să spun eu, intrarea în peștera de la pod, în spate avem lacul Zăton și, din păcate, asta ne e natura. Deșeurile, după cum vedeți și dumneavoastră, sunt foarte multe. Lucruri ce face neapărat nevoie să intervenim. Alături de noi sunt colegii noștri de la Asociația Mod of Life, cărora le mulțumim, voluntarii din Comuna Ponoarele. Mulțumesc și colegilor mei de la Geopar și de la Consiliul Județean Mehedinți. După cum bine se știe, noi în ultima vreme am participat tot felul de acțiuni de ecologizare în preajma apelor, în vederea conștientizării populației cu privire la efectele nocive ale plasticului asupra ecosistemelor. După cum bine știți, noi o să continuăm acțiunile de ecologizare, o să participăm la acest maraton împreună cu partenerii de la Geoparc și vom continua de asemenea activitățile în cadrul proiectului cu apele curate. Prezent la startul maratonului de ecologizare a fost și Ramona Cupă, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, care de-a lungul timpului a arătat ce însemnătate au bogățiile naturii, cele cu care județul Mehedinți a fost înzestrat. Ramona Cupă s-a implicat activ, a adunat gunoaiele și resturile menajere de pe marginea lacului Zăton, astfel încât peisajul să nu mai fie unul dezolant, ci unul curat și plăcut, impresionant atât pentru turiști, cât și pentru noi mehedinți. Președintele PMP Mehedinți a subliniat în multe rânduri cât de importantă este valorificarea potențialului turistic al județului nostru. Ne aflăm într-una din cele mai pitorești zone ale județului Mehedinți, ne aflăm în Ponoarele, o localitate binecuvântată de Dumnezeu, cu zone pitorești, cele mai frumoase din Europa. Este important să conștientizăm, să avem grijă și să respectăm natura, să prețuim aceste locuri, să păstrăm frumusețea atât pentru noi cât și pentru generațiile următoare. Mă bucur din suflet să avem alături de noi oameni cu suflet care au participat la această acțiune de ecologizare, să avem voluntari care respectă biodiversitatea acestei zone. În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți, având în subordine Geoparcul Platoul Mehedinți, consider această acțiune de ecologizare o misiune de credință, o datorie către generațiile următoare.
Mulțumesc tuturor celor care au participat la această acțiune și vreau să spun să trăim sănătos într-un mediu curat. Gândim global, acționăm local, trăim sănătos într-un mediu curat. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult de atât să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat. Zona în care s-a făcut curățenie duminică atrage ca un magnet turiștii din întreaga țară și face cinste cu potențialul ei, județului nostru.